Ne-am întors la fotbal loc, suntem între două meciuri de Liga 1, Clinceniul aproape de play-off. Domnilor, aduce vreun plus Clinceniul în play-off? Sau... Așa cum a arătat ultimele 4-5 meciuri, dar ce putem pot scoate în evidență este faptul că acești jucători sunt tot timpul conectați la meci, disciplinați, aleargă foarte mult. Mi se pare așa, un grup destul de bun, un grup unit și cred că și acesta este motivul pentru care ei, într-adevăr, au avut niște rezultate, dar se pare o echipă destul de, așa, luați individual, destul de modestă. Modestă. Da, cam asta e impresia, că nu are ce plus să aduc. Adică nu văd pe Clinceni luptându-se la cupele europene, nu? Clinceni aduce un farmec aparte, pentru că e echipă din mediul rural. A. Aduce în play-off. Nu e presiune așa mare. Și... coloristică, sigur. Da. Și am aceeași remarcă ca și Neluțu, faptul că fără nume mari, fără salarii mari, o echipă foarte bine organizată. Nume mari au. Dar la trecut. Corect. Da? Și o echipă mai bine organizată decât altele și care a avut determinare în momentele importante și tot meritul pentru Poenaru, care din nou dă o palmă, să zicem, celor care l-au respins la licența pro, pentru că da, s-a prezentat mult mai bine decât alții cu state vechi. Care au licență. Corect. Da. Ce remarcăm din nou? Terenul. Cristi, chiar remarcăm în timpul meciului un teren rău. Nu-i teren de play-off. Nu, da, ar putea să-l schimbe. Da, e, așa cum vedem noi de aici, arată destul de prost. La un meci cu Astra, parcă să nu mai țin minte exact, au vopsit iarba și n-au luat o vopsea chiar asemănătoare reușită cu gazonul. Amestecul nu a fost bun. Da, pot să spun că față de anul trecut, Clinceniul și-a schimbat un pic strategia vis-a-vis de echipă, de componența lotului și și-a dat seama că îi trebuie ceva mai mult pentru a rămâne, pentru a avea siguranța rămânerii în prima ligă, aducând jucători cu experiență. Acum, cum a zis Mirel, că sunt jucători cu nume la trecut, jucători cu experiență, cel puțin pe axul central, care aduc un echilibru clar echipei, cu siguranță în vestiar și în teren știu să gestioneze anumite momente ale jocului, și Gardo, și Rusescu, și Tănase, adică sunt jucători care... Adi Popa, am uitat de el. Cred că nu au avut probleme financiare, au o stabilitate. Au stabilitate. Contează foarte mult din partea conducerii să-ți asigure această... Eu zic că din față de alții s-a orientat bine și la cei Under 21. Cordea a crescut foarte mult la ei, Andronica a făcut momente bune. Marcovici a marcat. Și par o echipă... o organizare foarte bună, așa, din exterior, cum vedem. Și antrenorul destul de autoritar. Da. Se vede că e respectat, se vede că jucătorii răspund bine la comenzi. Știi? Adică se pare că... Sigur, și acum, na, ei n-au nicio vină, că n-au spectatori, că n-au suporteri, că n-au tradiție. De ce n-au alții care au suporteri? Exact. Să-și facă echipe, alții să facă. Ei își fac treaba și uite că destul de bine. Napoli, vă spuneam că o să-l ascultăm. Până seara, înfrângere, nu ați reușit să legați două meciuri în care să punctați. Cum e acest eșec pentru dumneavoastră? Bună seara. Nu, a fost un eșec că nu mă așteptam după prima represă. În Beție am făcut prima represă foarte bună, am mers în vestiar cu un vantaj de un gol. Da, ai vorbit din vestiar că nu ne băgavam în spatele, stăm mai sus, stăm cum am făcut prima represă, dar băieții s-au retras mult. Am avut multă presiune. I-am dat presiune loro de atacare mai facile, mai rapide, să stăm în spatele. Nu am făcut asta, a fost periculos pentru noi, am pierdut primul gol, am încercat de cercare de castigare meci, dar al final nu am reușit pentru că loro hanno avuto altre occasioni in care io hanno fatto gol. Nici fizic nu mai puteau băieții dumneavoastră în ultima parte a meciului sau era foarte tare presiunea celor de la Clinceni? Era foarte tare, cum am zis prima, și am dat noi presiune, deci ne-am retras 30 de metri de la porta noastră. Îi dai 70 de metri de camp liber, că pot în urcare, cu doi pase già sunt de noi, bagă-n mingea în careu, e foarte greu pentru fundașii noștri.
A fost o problemă și de concentrare pe final de meci sau ce s-a întâmplat acolo? Nu, concentrare, nu cred de ce eram concentrat de bine asta meci. Am făcut prima ripesă bună, am mers în vantaje, am făcut bine în prima ripesă, dar nu mă așteptam în ripesă a doua, dar suntem o echipă care dobbiamo lucrare mult, dar sunt posibilitate de salvare la retrogradare. E mult de muncă, știți și dumneavoastră asta. Vă liniștește faptul că s-a virat primul salariu după această revoltă din această săptămână, când și dumneavoastră ați vrut să plecați de la echipă, ați amenințat cu plecarea? Guarda, nu era o chestiune de salarii, că nu plătevano pentru mine că plecavo de echipă. Era pentru că am văzut o echipă, l'opto de echipă și după primul meci cu CFR Cluj, am zis că putem plecare da echipă, dar acum sunt aici, rimango aici, am deja vorbit altă dată, dar cum am zis prima, vreau că băieții mi ascultano, ce facem tutti împreună, mult, mai mult ce am făcut astăzi, de ce să nu rezultate nu vin. Mai aveți două meciuri până începe play-out-ul. Câte puncte v-ați dori să scoateți din aceste două partide? Avem două partide, sunt două partide dificili. Jucăm cu Viitorul și Hermas. Cu Viitorul și Hermas de ultimul meci. Dar încercăm de fare meci bune, încercăm de adunare puncte, deci avem nevoie de puncte. Mulțumesc mult! Ok. Napoli într-o italo-rumenă, să spunem așa. Data următoare promitem că o să venim și cu translator la Napoli. Că am scos bine, nu? Au zis. Rimango la echipă, deci asta e ok. Atât am înțeles, da. Bun, haideți că... Oricum, e de aprecia că se străduiește și... E cam de mult timp, domnul Sabă, trebuia să învețe de când e. A avut foarte multe întreruperi, știi? Plecat, venit, plecat, corect. Venit... Că dacă stătea, da. Avea continuitate, clar că învăța mult mai bine, dar nu am înțeles, e simpatic. E simpatic, greu de înțeles, dar cu e simpatic. Cu accent oltenesc un pic. Corect. Bun, haideți să vorbim puțin și de echipa națională. Tot vorbește în aceste zile despre Mirel Rădoi, dacă ar trebui sau nu să plece. Și iată, avem aici niște selecționeri, for selecționeri. Avem, cred, păreri care trebuie spuse. Cum vi se pare toată povestea asta cu Rădoi? Am văzut niște cifre și o să mai vedem și altele. Rădoi cam cel mai slab selecționer. Noi știam până acum că Daum a fost cel mai slab selecționer, ca și cifre. Acum Rădoi este sub el ca cifre. E un șoc? E o mare deziluzie asta? Bun. Zic eu? Da. Vă rog. Eu, sigur, la început, când era în discuții să preia prima reprezentativă, m-am bucurat că a avut niște rezultate bune la campionatul european. Nu numai rezultate, dar echipa efectiv a jucat foarte bine. Corect. Asta e șansa lui. Dar am spus că aș fi preferat la echipa națională un antrenor cu multă experiență. Pentru că aici să fii selecționer, el nu are experiență la acest nivel și e o presiune mare, nu e ușor, adică total diferit. Sigur că îmi place felul lui, cum comunică, cum se comportă, e ok și îl apreciez în continuare foarte mult. Dar părerea mea că, într-adevăr, s-au făcut și foarte multe greșeli. Faptul că declară tot timpul că el merge numai pe atac, ok, foarte bine, că până acum am înțeles că echipa națională mai mult se apăra și nu era un joc plăcut ochiului, inestetic, folosesc cuvântul ăsta, și că întoarcem pagina și mergem pe jocul de atac cu jucători numai pentru atac. Dar, sigur, sunt aceste rezultate modeste și datorită faptului că, neavând experiență, ce mă refer și la ultimul meci cu Armenia, în care
Efectiv, de la meciul cu Germania a schimbat 4 sau 5 jucători. 6. Sau 6. Aceste schimbări nu fac bine, adică nu creează niște relații de joc între jucători. Pentru că ai nevoie de meciuri să joci împreună cu același coechipier, să mă simt, să mă cunosc, să îi cunosc punctele forte, punctele slabe, să știu unde să-i dau mingea, să am curaj să-i spun, să comunic cu el, să ne cunoaștem, să ne completăm unul pe celălalt. Oricând sunt aceste multe schimbări, e foarte greu. Și gândește-te, mă folosește pe mine primul meci, al doilea nu mă mai folosește, al treilea vrei să mă folosești. Da? E greu pentru mine să mă motivezi. E greu să am continuitate în evoluțiile mele, să am încredere în mine până la urmă, dacă mă tot scoți. Și ce am mai văzut, mie mi s-a părut la jocul cu Macedonia, când a dat Ianis gol, că nu-i grup, nu așa trebuie să arate o echipă, un grup. Că ai un avantaj, ești egalat, egalată ca echipă și vine Ianis și îți câștigă meciul. Oricare putea fi, indiferent. Da. Păi toată echipa trebuie să sară pe el, adică să se bucure. N-ați văzut unitate. N-am văzut doi jucători care se bucurau într-un colț, altul în celălalt. Transmite un mesaj așa, că nu e un grup, că nu sunt echipă. Poate că nu e adevărat. Da. Dar asta se vede. Asta areți. Mi-aduc aminte când ne-am calificat noi în 90, sigur, n-a fost un meci decisiv, dar totuși un gol dat la sfârșitul meciului, adică mai erau șanse puține, dar meciul cu Danemarca, când efectiv au sărit pe mine, m-au sufocat, când a dat Balin toată echipa pe el, adică atmosfera aia, bucuria aia care vine în momentul în care se acumulează foarte multă presiune, tensiune, nu? Și vii și înscrii și te eliberezi efectiv. Și aici cred că încă mai e de lucrat la grup și la motivația, cred, a jucătorilor. Câteva considerații. Acum, sigur, pot să fie bune. De acord, domnul Bun. Cu foarte multe lucruri sunt de acord. Eu l-am văzut pe Mirel Rădoi, un foarte bun motivator când a fost la Under 21. Am văzut că a creat acolo un grup foarte unit. S-a văzut la acel turneu final și s-a văzut la meciul din Portugalia când a jucat cu om în minus și arbitru a prelungit 10 minute meciul. Acolo s-a câștigat prin forța grupului. Aici unde sunt diferențe de vârstă mari, sunt generații diferite, lucrurile sunt mai complexe și se pare că încă nu a reușit să se impună și cred că lucru care a schimbat nu în bine relațiile din cadrul grupului și ceea ce se întâmplă la echipa națională a fost acel meci cu Islanda, după care au fost tot felul de declarații, așteptările au fost foarte mari, mai ales după victoria din Austria, nu s-a reușit acea calificare și se pare că ceva s-a rupt de atunci. Eu cred că s-a văzut lipsa de experiență de care vorbea și Neluțu Sabău în momentul când noi am avut 2-1 în Armenia. El a pregătit niște schimbări, probabil în momentul când i-a trimis pe jucători la încălzire, când Armenia avea 1-0. Și era 1-1, da, când era pregătit Cheșerul să intre. Da, și a continuat pe acelea schimbări. În momentul în care, oricât ai încercat să joci de ofensiv, la echipa națională este nevoie de rezultate. Mai mult decât atât. În foarte mare parte, bugetul federației depinde de calificările echipei naționale de seniori la turnee finale. Vin foarte mulți bani. Și atunci așteptările, pretențiile și rezultatele sunt foarte importante. Bine, numai trenorul, numai Mirela. Sigur, adică sigur. Ești în minutul 85-87. Tu, Chiricheș, tu, nu știu, Stanciu nu mai era, pardon, nu mai era, Marin. Sau ceilalți jucători. Pe chem, vino, stai în stânga, în dreapta, nu mai pleacă nimeni de aici. Stai jos, dă mingea în tribună. Adică, n-am văzut spirit de sacrificiu. Da. Trebuie să mă sacrific, adică să fiu o echipă organizată. Pot, nu-i mai las pe adversar, știu că aruncă mingea, sunt foarte agresiv, foarte puternic. Nu-i mai las pe, stau în fața mingiului, nu-i mai las pe adversar să arunce mingea în careu. Nu fac faulturi în preajma careului, cornere și așa mai departe. Țip unul la celălalt, mai sunt 10 minute, mai sunt 5 minute. Păi, trag de mine puțin, comunică, nu aștept doar de pe margine mesajele sau sfaturile antrenorului. Mai vorbim și o să vă arăt după pauză niște cifre uimitore.
uluitoare, aș spune, pentru că sunt cifrele rușinii la echipa națională. O să le vedeți. O scurtă pauză.